Criza acută cu care se confruntă toate centrele de transfuzie sanguină din țară l-a determinat pe primarul orașului Răcari să organizeze o campanie de donare de sânge. Aproximativ 50 de angajați din cadrul școlii, primăriei și poliției Răcari au participat la această acțiune care s-a desfășurat sub sloganul Donează sânge, donează o șansă la viață. Am mai donat cu ceva timp în urmă, până acum e ok. Știți cel care a picat de la etajul 10 până la etajul 7 ce a zis? Până aici e bine. Și la etajul 1, de aici am mai căzut. Adică... Mobilizare foarte bună pe care e răcare. E loc de mai bine ca la orice acțiune, dar eu sunt foarte mulțumit, mai ales văzând reacția colegilor la propunerea mea, în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, avem o idee ce să mai inventăm. Și pe considerentul de a face bine în continuare celor din jur, am propus colegilor într-o ședință de lucru să participăm la această acțiune. Surprinderea și surpriza a fost foarte mare, având în vedere numărul mare de doritori. Și în această echipă se află și colegi de la Liceul Răcari, la Poliția Răcari, instituții pe care comunitatea se bazează și în același timp dorim să fim și un exemplu pentru ceilalți. Pentru ceilalți mă refer și la colegii primari, dar și la concetățenii noștri. Edilul orașului Răcari, Marius Caravețeanu, îl provoacă pe președintele Consiliului Județean, Adrian Tuțuianu, să-i urmeze exemplul. Dorim ca puterea exemplului să funcționeze, vă spuneam mai devreme și de o provocare, de ce nu și pentru președintele Consiliului Județean, domnul Adrian Tuțuianu, și pentru orice dâmbovițean care... Poate să treacă testul, că totuși trebuie să treci un test, să te încadrezi, să fii donatori, să facem bine celor din jur. Această campanie a fost binevenită deoarece și județul Dâmbovița se confruntă cu o criză acută de donatori de sânge ca și restul țării. Sprijinul ăsta a picat exact în momentul în care frigiderele noastre erau chiar goale. Eu, de când m-a contactat domnul primar și mi-a spus ce intenții are și i-am mulțumit anticipat, pentru că de la acum, în ultima vreme, colecta a scăzut foarte mult. Dacă nu am organizat noi, n-am inițiat acțiuni de colectă mobilă, la centru au venit mai puțin. A fost perioada de caniculă, a fost vara, au fost concedii. Situația a fost la nivel de țară, de centre de transfuzie din toată țara la fel. Deci, dacă mă credeți, ieri mai aveam în frigider în stoc, în număr pe degete, pungile de sânge. Deci ajutorul ăsta a venit la momentul oportun. Eu le mulțumesc foarte mult, intenția a fost lăudabilă și cine se mai gândește să facă astfel de acțiuni, să fie sigur că fac o faptă extraordinară. Cei care vor să doneze sânge trebuie să îndeplinească câteva condiții. Criteriile sunt o stare bună de sănătate fizică și psihică. Să fie odihniți, să nu fie sub niciun tratament cu medicamente, să nu aibă nicio boală cronică, normal că pentru donare trebuie să fii clinic sănătos, să nu fie în evidență la medicul de familie cu probleme, doamnele să nu fie la menstruație, să nu fim obosiți, veniți de la schimb tură de noapte, să nu fim pensionați pe caz de boală și criterii de vârstă și greutate. După aia încep. De asta spun că astea sunt niște lucruri elementare, generale, dar se pot informa ușor. Cine a dorit, a găsit pe site-ul nostru al transfuziei, de fapt, numerele noastre de telefon și numerele din rețea și la orice oră pot primi informații despre donare. Colecta se desfășoară în mai dimineața, de luni până vineri, între 8 dimineața și maxim 12.